Bun. Discutăm cu domnul Adrian Mihailă, pe care nu l-ați mai văzut în această emisiune. Este un new entry, ca să zic așa, lărgim clubul și eu mă bucur foarte mult. Despre o creație a domniei sale din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Lumea e curioasă, am auzit pe mulți discutând. Dacă n-ați urmărit de la început, vă veți da seama despre ce este vorba. Cine vine acolo, domnul Mihailă? Până la momentul ăsta vin oameni, noi am făcut o promovare undeva 1-1. Adică am sunat, am invitat, așa cum spun eu, prima oară chemăm, apoi dacă omul consideră, revine. Vin, să știți, oamenii care citeau mai de mult, bineînțeles că nu le aducem noi acum plăcerea pentru citit, și care descoperă exact ce vorbeam mai devreme. Descoperă unii dintre ei o nouă abordare a vieții, a universului, a ceea ce trăim, a tipului de relații pe care le dezvoltăm între noi, de către scriitori relativ modern. Relativ modern, adică ce scriu de 15-20 de ani și chiar foarte actuali, 7-8 ani. Așa cum și dumneavoastră spuneați, că nu l-aș citit pe Erhard Toll, eu nu am știut. Cred că Swedenborg îl cheamă pe suedezul respectiv, mă rog. Da. Da. M-am mai gândit în pauză. Legăm dialog pe aceste teme, știți? Adică eu nu am, și spun de la început, să nu mă crede cineva că am citit tot ce e acolo, pentru că nu e adevărat. Unde nu știu să spun, nu spun, nu știu, dar unde știu, pedalez. Adică spun ce învățăminte am tras eu din autorul sau din cartea respectivă. Bun, dar nu rezist acum să nu vă adresez următoarea întrebare. În istoria omenirii sunt școli spirituale și religii consacrate. Da. Da? Adică, ce să vă spun, îl avem pe Dalai Lama. Noi suntem majoritar ortodoxi. Da. Avem budismul. Avem, că tot e la modă, islamul, care în esența lui e foarte interesant. Acești autori despre care vorbiți dumneavoastră și pe care îi cultivați acolo, ei nu sunt cumva, nu improvizează, nu aveți impresia că și eu am dat așa cu nasul, ca să zic, prin genul ăsta de literatură și mi s-a părut ușor ușor naivă, să vă spun drept. De ce? Pentru că, vedeți, aceste dogmatici și concepții s-au structurat în sute și mii de ani. Acești autori, vorba noastră, sunt recenți. Da. Și ca să fie originali, ei amestecă un pic lucrurile acolo. În ce constă? De ce sunt ei interesanți? De ce sunt ei mai interesanți? Pun întrebarea clasică decât cum să zic, teologul român numărul unu din ultima sută de ani, Dumitru Stăniloae, da, care a scris o dogmatică foarte spectaculoasă, interesantă, teribilă, cunoscută în Europa. De ce sunt ei mai interesanți? Că tot la acest lucru se referă. La esența umană, la condiția umană, la modul în care ne putem îmbunătăți și mai departe. La regăsirea noastră, la reîntoarcerea către ființa interioară, e o colecție a unei edituri care se cheamă chiar așa, de fapt este supranumele tuturor colecțiilor, colecția maestrului interior. Pentru că până la urmă, și răspund și la întrebarea dumneavoastră, până la urmă singurul maestru, de fapt, la care ne putem raporta, este maestru interior. Altfel, rămânem în toată viața noastră asta de pe pământ în proiecții. Tot timpul ne legăm de factori externi care ne pricinuiesc. Cine este domnul Mihailă, acest maestru interior? Sună foarte frumos. Maestru interior este exact esența noastră divină. Fărâma de conștiință, care suntem din marele ocean de conștiință. Dar am uitat asta. Am uitat asta. Nu vreau să mă refer aici la nicio școală, pentru că vreau să răspund la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Acești scriitori noi, să zic, apăruți, învățători sau cum se cheamă, ei nu sunt partizani ai niciunei dogme. Dar nici nu au o școală pentru a înființa o altă dogmă. Pentru că
mie mi-a plăcut, și acum spun părere personală, mi-a plăcut să merg pe granița asta știință-religie. Și am citit mult pe tema asta. Și am văzut oameni de știință porniți, hai să nu zic atei, dar care nu credeau decât în planul liniar, în urma a zeci de ani de cercetări, au ajuns la concluzia nu că există, dar că există ceva, o forță a tot coordonatoare, pe care n-au numit-o ca să, de nicio dogmă, deci n-au împrumutat nicio denumire. Au numit-o forță a tot coordonatoare. Dumitru Dulcan o numește inteligența materiei și așa mai departe. Deci nu vor să inventeze o nouă, sau să introducă pe piață o nouă dogmă pentru a-și face iarăși o sumă de adepți și să ce? Practic să inducă suferința, dar în plan nou. Vedeți că odată cu fizica cuantică și cu aceste noi descoperiri, până una alta, ea este cea care coordonează și aduce în prim plan noile observații, să le numesc așa. Până în 1992, nu? Medicina era tributară ideii că neuronii mor. Acum, când s-a descoperit că de fapt ei au capacitatea de a forma noi legături, cu noi sinapse, prin peptide și așa mai departe, de a prelua funcții noi, ce însemna că 1992 de ani de studii devin zero? Nu! S-a dus în istorie cu contribuției o paradigmă și a reapărut o nouă teorie, dar și practică, pe care suntem datori, cei care se ocupă de asta, să o exploateze și să o aducă în valoare, pentru că nu e nimic întâmplător. Bun, înțeles. Da. Spuneți-mi, poate fi și o ușoară doză de snobism în genul ăsta de lecturi, pentru că să-l citești pe Platon e banal. Doamne, toată lumea citește pe Platon. Să-l citești pe Osho e altceva. Eu am întâlnit mulți adepți înfocați a acestui gen de filozofie și m-am dus și eu și am citit măcar o carte. Da. Mi s-a părut că dacă supun acel text unei analize de filozofia limbajului, în sensul că ia să vedem ce înseamnă ce spui acum, ce corespondență ontologică are, ce reprezintă, cum ziceți dumneavoastră, marele maestru sau maestrul interior. Maestrul interior, sau, da. Cine e? Hai să fim serioși. O picătură de conștiință într-un ocean. Bun, e o metaforă până la urmă. Mie mi s-a părut că nu rezistă, dacă vreți, genului acesta de analiză. Genul de analiză pe care îl fac în general filozofii limbaj, filozofia analitică, Carnap, Wittgenstein și alții care se ocupă de subiect. Nu m-a atras foarte tare. Dar am întâlnit oameni pe care genul ăsta de lecturi foarte speciale atrag, pentru că sunt doar lecturile lor. Adică există mai puțin risc să te întâlnești cu un alt intelect, un alt cititor decât care să fi citit aceste lucruri. Și mai mare riscul să te întâlnești cu unul care l-am lăcit decât pe săracul Platon. Știți? Asta ar fi întrebarea. Da, e corect. Exact despre asta e vorba. Asta este alternativa pe care ne-am propus în prima fază să o aducem cititorilor. Exact. De deci ați surprins mai bine decât am putut eu să spun. Exact asta e. Riscul, nu e un risc, de a te întâlni cu cineva care nu a citit, este foarte mare. Da? Bun. Uite un loc care îți propune să iei la cunoștință. Nu ți impune nimic. Să iei la cunoștință. Să citești o carte simplă, deci ca abordare, care nu rezistă analizei despre care a spus dumneavoastră, care se cheamă Liniștea vorbește. De cine? Cine a scris? Erhard Thor. Liniștea vorbește. Și care e ideea principală? Ideea principală este că eu vorbesc despre observațiile mele doar, da? Ideea principală a mea este că de liniște, că e a sufletului, că e a trupului, că are nevoie orice om de pe pământul ăsta. Nu este un segment de nișă. A fi liniștit, a veni în pacea minții, a ieși de sub dominația ei. Știți, poate știți conceptul de minte maimuță, care ne duce și ne
ne face praf, dialogul interior, practic, de ea e dominat. Că noi nu reușim niciodată să dăm un stop gândurilor și să fim atenți la noi. Să fim, cum am spus mai devreme, trăim prizonieri în trecut, rememorăm tot felul de evenimente pe care am vrea să le schimbăm, dar zicem, nu-i nimic, nu le mai pot schimba, când realizăm, că uneori nu realizăm. Dar va fi bine peste un an când voi face nu știu ce, iar singura avere pe care o avem, care este momentul prezent, da? Singura mea avere în momentul ăsta e să mă bucur de dialogul cu dumneavoastră. Habar n-am ce afară. Și ca să fiu drept, nu prea mă interesează în momentul ăsta. Mm. Serios vă spun. Singura avere e prezentul. Noi nu ne bucurăm, nu am uitat să ne bucurăm de prezent. Mm-hmm. Suntem la grătar, dau un exemplu, la grătar mm-hmm. de ciuperci. Și butonăm. Mm-hmm. Și butonăm. Copilul a trecut râul, s-a dus. Copilul care trece râul fără aprobare, că ăștia mm-hmm. mari nu trec, cei mai mici. Mm-hmm. Nu suntem prezenți, domnul Zmeureanu, în viața noastră. Acești autori, dar și alții, pe mine m-a întrebat cineva de la care am avut numai de învățat, da. O întrebare simplă și, ca să fiu drept, era mai bine un pumn în plex sau un plină figură. Vezi apa dimineața când te speli? Deci tu vezi apa aia? Am fost cinstit că mi-e amic, mi-e prieten, mm-hmm. mi-e... Nu. Nu, pentru că sunt dominat de tot felul de ce urmează să fac. Ce... Întotdeauna sunt cu un pas înainte. Un pas înainte. Pot să trec și pe roșu, nu? Că eu am de ajuns în partea cealaltă. Mm-hmm. E da. Un mod de a pune, de a aduce în atenție un lucru simplu, că acolo unde ne-ai atenția, ne este și energia. Mm-hmm. Există, acum mă refer la ceva pur pragmatic, sistem, un sistem, să zic de învățământ, să nu mă refer la sănătate, că e foarte sensibil în zilele astea. Nu ne convine sistemul de învățământ. Ni se pare că avem copii prizonieri, unor cutume vechi și așa mai departe, da? Avem de ales între a lupta cu acest sistem, ceea ce înseamnă secătuirea de energie și rezultate zero, sau a propune un sistem paralel, ceea ce se întâmplă și în România în prezent, din ce în ce mai urmăresc treaba asta. De a propune un sistem care să nu fie în competiție cu vechiul sistem. Același va pierde puterea în momentul când acesta va deveni operabil la nivel național. Deci lupta cu ceva ce nu funcționează, nu face altceva decât să consume și acea energie pe care putea să o folosești în alte direcții. Sunteți de acord că funcționează lucrul ăsta? Astăzi, la noi, astăzi. Fără îndoială, ceea ce faceți dumneavoastră, în mod practic, acolo, la creația asta, am hotărât că îi spunem așa, este o provocare care naște mii și mii de întrebări. Mii și mii, adică, clar, eu vă pot adresa întrebării din aproape în aproape, socratic, așa, maieutic, până la urmă, la care nu puteți nici dumneavoastră răspunde, nici eu. Nu poate nimeni. De ce e bine să... Că, și v-a spus, foarte frumos v-a spus prietenul dumneavoastră, dacă vedeți apa dimineața. Da. Și eu vă pot întreba, la ce e bine să vezi apa? De ce e bine să vezi apa, știți? Da. Și din aproape în aproape... Da, 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 să ajungem la... Vom ajunge la ceva nedemonstrabil. Da, da, da. Precum întrebări simple și demolatoare sunt... Am și eu, de pildă. Unde se duce o carte după ce o citești? Ceea ce ai asimilat tu din ea. Unde se duce? Informația. Informația, trăirea și mai departe. Unde se duce? La ce slujește? Cui prodest? Uh-huh. Devii mai bun? Mă îndoiesc. Am văzut mari cititori, niște jigodii perfecte. Niște egoiști uriași. Da. Și ignoranți, da, fericiți cei sărași cu Duhul. Ceea ce e o chestie care trebuie luată chiar așa. Care sunt generoși, buni și mai departe. La ce slujește cititul? Știți, o întrebare foarte delicată. Toți ne raportăm la citit. Dom'le, ce bine ar fi să citim mai mult. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, uite, pentru că tot a venit vorba, dar de ce? De ce e bine să citim mai mult? Mă credeți-mă că nu găsim o întemeiere logică la această întrebare. Nu găsim un răspuns cu întemeiere logică. Nu știm.
Și atunci întrebările toate, sau problemele toate rămân deschise. Sigur. Dar cei care vin la dumneavoastră, acolo, la creația dumneavoastră, nu sunt neapărat mai buni decât cei care nu vin. În aici. Deja începe nebunia, începe relativismul. Noi trăim într-o epocă extrem de relativistă. Bisericile au adepți. La ei e clar. Ei se duc cu tot sufletul acolo, cred în dogma respectivă și vin în comunitatea respectivă, trăiesc în comunitatea respectivă, sunt, iertați-mi comparația proastă, ca suporterii la fotbal. Țin cu Steaua. Ok, sau da, cu Rapidul. În materie de asemenea experiențe intelectuale, ești pe cont propriu, ca să spun așa. Da, ții cu tine. Ții cu tine. Da. Dar oare... Că și asta, știți, are un personaj, în general cunoscut, Oblomov, al celebrului romancier rus Gonciarov. Oblomov, de la care se trage și cuvântul oblomovism, adică un fel de abulie. Ăla nu făcea nimic toată ziua. Ăla vedea apa dimineața, domnul Mihail, dar nu făcea nimic. Și permitea, că era boier de țară, știți? E bine așa? Întreb și eu. E bine să trăim așa? Precum Oblomov? Precum Oblomov? Ar fi bine, dar cu tot în tot contextul. E? Deci să fim toți boieri de țară, dar nu se poate. Păi, da. Nu, și e o formă, până la urmă, se poate transforma într-o formă de nevroză. N-aibă știe. Da. Întreb și eu. Adică, duceți-vă cu gândul că dumneavoastră sunteți un practician în acestei chestii. Dumneavoastră ați conceput ceva, dumne, care are ziduri, are firmă, are buget, are oameni care merg pe picioare sau cu mașina, vin acolo, sunt lucruri foarte clare. Dumneavoastră ați făcut o chestie. Și vă pun eu întrebarea ziditoare sau demolatoare, la ce cum vreți, la ce folosește? La ce folosește toată ce această construcție, da? La ce folosește? E bună întrebare. Pentru că știți că fiecare carte citită, mă gândeam eu așa, da, zilele astea. În fiecare carte citită înseamnă cel puțin câteva apusuri de soare sau răsărituri de soare nevăzute. Da. Înseamnă câteva cuvinte nespuse, ființe apropiate, câteva cuvinte neauzite de către tine. Gândul tău este la ce se întâmplă cu personajul, da? Citești idiotul și tu te gândești la Mâșchin. În loc să te gândești la copilul tău, ori la părinții tăi, ori la bunicii tăi, îți fură gândul, te gândești la prințul Mâșchin. Și așa mai departe. Și bine, că probabil că și scriitorii, și mai ales scriitorii literari, profesioniști și mai departe, o să spună, domne, ce vrea ăsta să explice? Nu, nu vreau să explic, doar întreb. Citim tone de literatură și tone de critică literară și până la urmă ne întrebăm, dar bun, și cui folosește? Scuzați-mă pentru, pentru genul acesta de abordare, dar o să fiu sincer cu telespectatorii noștri și vă întrebăm dumneavoastră, că sunteți un practician. Ce ați observat? Le prinde bine acest oameni? Că... Da, eu, de doar ce am observat, în primul rând cu noi. V-am spus de la început. Percepția asupra experiențelor de viață s-a schimbat, s-a îmbunătățit, că nu s-a schimbat în rău, s-a îmbunătățit în urma lecturii anumitor cărți. Nu în prima fază când citeam neapărat beletristică, v-am spus, mă duceam în poveste, eram pe cal sau sub, sau sufeream cu, însă în cărțile pe care le propunem noi acolo în această etapă, am găsit calea de întoarcere, repet, către mine. Către mine, cel din interiorul meu, cel care sunt, eu așa mă cred, creație divină. Nu mă cred, eu nu cred că am venit din maimuță. Vorba părintelui Arsenie s-ar putea să mă ducă treia, dar nu am venit din maimuță. Eu mă cred o creație, cum v-am spus, un fir de conștiință din ocean. Domnul Zmeral, nu pot separa raza de soare, pentru că nu mai are sens.
treburile astea nu le-am, sufeream din orice conflict. Îmi place mult o poveste budistă foarte scurtă. Ei n-au voie să atingă femeile, doi călugări, n-aveau voie să, doi călugări, niciun călugăr. Și mergeau către mănăstire, trebuia să treacă o apă. Și acolo era o femeie, dacă știți, a luat-o, știu, dar spuneți-o, cel mai în vârstă, a luat-o în brațe și a luat-o în cârcă și a trecut-o râu. Și și-au continuat drumul. Cel tânăr tot amestecat în spate, cum e posibil, dialogul interior, cum e posibil, a încălcat normele și așa mai departe. Iar în preajma zidului mănăstirii l-a întrebat, cum ai putut să iei în brațe? Iar cel mai în vârstă i-a răspuns, eu am lăsat-o din brațe după ce am trecut apa, tu încă o mai ții. Deci, astfel de povestioare și altele și multe pilduitoare, le-am aflat din cărți. Am reușit să demodulez acea emoție de care spuneați, pentru că nu toate cărțile îmi induc o emoție pozitivă. Cum v-am spus, sufăr alături de catarsis și ardere interioară. Exact. Iar purificare. O stare de rău s-ar putea să genereze o carte. Am învățat de la anumiți autori să demodulez pur și simplu aceste aceste emoții, să le transform, să le ard, pur și simplu, să nu rămân în poveste, că rămân în poveste tributar suferinței pe care a avut-o acel persoană sau acea situație, sau acea experiență. Cărțile ne-au dus în direcția asta, am învățat prin exemple să îmbunătățim relațiile dintre noi. La modul cel mai simplu. Exact cum vă spuneam. Nu mai îl duc pe ăla care mi-a tăiat calea. Îl las. Văd oameni, poate sună banal, dar asta e părerea mea. Eu spun părerea mea. Nu vreau să spun ceva cu valoare, cu un impact deosebit asupra telespectului. Eu spun ce cred. Dumnealor, fiecare ia ce e în acord cu credințele proprii. Am și uitat ce vreau să zic. Cu cel care îmi calcă... Da, îl lăsați în pace. Îl las în pace, da. Față de vremurile dinainte, când cel puțin o jumătate de oră, eram pe el. Omul nu mai avea nicio treabă de mult cu mine. El trecuse. Și își văzuse de dacă treabă. Dacă vă ajută, este în regulă. Deci da, nu e niciun fel de problemă. Întoarcerea la maestrul interior, sau că uit mereu sintagma asta dumneavoastră. Să știți însă, să nu vă dezamăgesc. Eu am observat, mie îmi place să mă duc să observ lumea tavernelor. Și printre primele lucruri, când am călătorit și îmi place să călătoresc, mi-aduc aminte că am aterizat după 18 ore de zbor în Santiago de Chile, sigur. Am fost cazat în centru. Primul lucru care l-am făcut a fost ca eu să mă duc la periferie, ca să văd bodegile lor. Și acolo mulți oameni lăsau impresia, după un vin, un pahar de vin sau două, sau după niște tequila, că s-au întors la maestrul interior. Vorbeau singuri, erau foarte fericiți, se poate și fără să citești. Da. Și sigur, dacă mergem în cărciumile de Râmnicu Vâlcea, vedem foarte mulți întorși la eu interior. Da. Deci lectura este una dintre căi. Nu este singura, probabil. Am cunoscut de curând la o stână un cioban foarte deștept. Nu cred că a ținut nicio carte în viața lui. Echilibrat, trăia teribil și era întors precis și la maestrul interior. Bun. Fără cărți. Fără obligatoriu. Se poate și fără cărți. E o cale, sigur că da. A, bun. Atunci am lămurit. Nu, e doar o cale. Nu, e clar. Bun. Nici nu există dubiu. Mai am, din fericire, discuția noastră are trei părți, au trecut două, mai există încă o jumătate de oră, mai am 3-4 întrebări importante să vă adresez, luăm din nou o pauză și revenim.